La data de 15 mai 1923, Ministerul de Război al României înființa Comitetul Consultativ pentru Chestiuni Tehnice privitoare la războiul chimic. Așadar, la împlinirea 95 de ani de existență, la Câmpul Lung, în baza de instruire pentru apărare CBRN, a avut loc evenimentul care a marcat această dată importantă din istoria armatei române. Alături de cadrele militare din baza de instruire de la Câmpul Lung, la eveniment au luat parte ofițeri de rang înalt în activitate, dar și în rezervă, reprezentanții autorităților locale, fețe bisericești, cât și invitați. În deschiderea evenimentului, locotenent colonel Ovidiu Stănescu, comandantul bazei de instruire, a făcut un scurt istoric al armei de apărare chimice. Încă din momentul înființării primului nucleu al chimiei militare, secția 4 a gazelor de luptă, arma apărare CBRN, a cunoscut o evoluție continuă, atât din punct de vedere al structurilor organizatorice, al înzestrării, cât și a principiilor de întrebuițare în operație, mai ales după apariția noilor agenți toxici cu agresivitate sporită și altor arme de distrugere masă, nucleare, biologice sau radiologice. Riscurile și amenințările de natură CBRN, continua proliferare armelor de distrugere în masă, în pofida tratatelor și convențiilor de interzicere a acestora, au făcut ca domeniul apărării CBRN să devină o prioritate a organizațiilor de securitate internațională. Colonelul Constantin Băutiuc a prezentat ordinul șefului statului major al apărării cu ocazia împlinirii a 95 de ani de activitate a armei. Ziua de 15 mai 2018 marchează împlinirea 95 de ani de la ființarea oficială a armei cu apărare chimică, biologică, radiologică și nucleară în Armata României. Dezvoltarea și modernizarea permanentă a domeniului apărării CBRN, în concordanță cu evoluția amenințărilor, au permis Armatei României să poată îndeplini întreaga gamă de misiuni specifice, reducând astfel vulnerabilitățile operaționale ce pot apărea la un moment dat asupra forțelor proprii. Interoperabilitatea structurilor de apărare CBRN în cadrul alianțelor sau coaliților de forțe la care țara noastră este parte, este una dintre condițiile esențiale pentru asigurarea eficienței acțiunilor sistemului militar românesc. De la acest eveniment deosebit pentru Armata Română, nu puteau lipsi foștii comandanții unității militare de la Câmpul Lung. De-a lungul timpului au trudit în acest semnificativ sector al Armatei Române generații de ofițeri, maiștri militari, suboficeri și militari interni. La rândul lor, fiecare a pus câte o cărămidă în această frumoasă zidire, ceea ce a însemnat starea de combativitate și de operaționalitate în orice moment al unităților și structurilor de apărare CBRN. Mi-ar fi greu să nominalizez pe cineva, fiindcă aș risca să scap valori însemnate din domeniul chimiei militare, prin contribuția pe care au avut-o. Însă, nominalizez efortul colectiv al echipelor. Întotdeauna succesele au venit când au funcționat la unison echipe sultate, ceea ce au făcut dovada capacităților de reacție în orice moment. A avut loc o slujbă religioasă, iar mai apoi, mai multe cadre militare, printre care și componenții ai lotului Invictus, au primit din partea șefului statului major al forțelor terestre distinții militare cu ocazia împlinirii a 95 de ani de existență. Domnului plutonier ajutant Valerii Căstălicianu, domnului plutonier ajutant Irinel Matei și domnului plutonier major Ionuț Butoi. Manifestarea s-a încheiat cu parada militară organizată de personalul bazei de instruire pentru apărare CBRN. Thank you.
Luna mai are o triplă semnificație pentru cadrele militare CBRN din Armata Română. La data de 7 mai s-au împlinit 87 de ani de existență a învățământului de chimie militară. Data de 15 mai atestă ziua armei de apărare CBRN și data de 21 mai când se sărbătoresc Sfinții Împărați Constantin și Elena, protectorii bazei de instruire.